Alte două decese au fost înregistrate ca urmare a infectării cu tulpina Delta. Persoanele cu vârste de 62, respectiv 35 de ani, sunt din județul Bacău și erau nevaccinate, deși aveau condiții medicale preexistente. O preocupare majoră în acest moment este varianta Delta, o tulpină de virus SARS-CoV-2 extrem de contagioasă și posibil mai severă, care a fost identificată pentru prima dată în India în luna decembrie. În România sunt mai multe cazuri de infecție cu această tulpină. În total, până în prezent, s-au făcut peste 2000 de secvențieri și există 1628 de confirmări cu toate aceste tulpini, Alfa, Beta, Gamma și Delta. Primul deces din cauza tulpinii Delta s-a înregistrat la o femeie în vârstă de 76 de ani. Înainte să-i se declare decesul, aceasta era internată în Spitalul Județean din Pitești. Era nevaccinată, nu călătorise în afara țării și nici nu intrase în contact cu o persoană care a călătorit.